Mesele pline, pregătite pentru sărbătorile pascale, se resimt, chiar dacă nu au făcut mari excese, preparatele tradiționale de Paște nu au lipsit, așa că mulți ploieșteni trec acum la un regim alimentar cu legume și fructe. Am mâncat un ou ca tradițional și puțină friptură de miel, atât. Și acum? Mai mult ce o să acum, uite, aștept să vină cu salata. Salata, morcov. Bine! Ce mâncat din ce e tradițional de Paște? Din de toate. Începând cu sarmaua, chiar dacă nu e tradițională de Paște, friptură, o sălățică și mai ales salată de vegetală din asta, cu toate burienile. Și acum, mai mult ce consumă? După regim, după cum e, că dacă sunt diabetică, țin un regim, nu drastic, dar așa, ca să-mi fie și mișcare? Bine. Mai ales. Și acum sunt în mișcare, că am o nepoțică clasa 0 și mă duc, mă întorc după ea, mergem în parc. Mișcare multă și salate multe, ciorbițe de zarzavat mai mult. Am mâncat mult pește în Delta. Așa. Și nu mi s-a plecat de la pește. Așa că și de Paște nu ați mâncat și ce e tradițional? Am mâncat și mielul, dar în proporții normale. Și acum la ce ați? Și roșii, brânză și de ale primăverii, varuri. Mișcare? Mașina e în spate, da. Deci nu prea. Se vede. În rest toate bune. Dacă am mâncat cu măsură, nu e nicio problemă. Și ați mâncat cu măsură? Evident. Am o vârstă și nu-mi permit să fac abuz sau exces. Acum mă dau pe verdețuri pentru faptul că am pus la ghiozdănel, aici, la burtică. Se simte, nu? Da, se simte. Mișcare faceți? Mișcare, da, fac și mișcare, dar mai puțin. Sper să fac mai mult. Cum a fost Paștele ăsta din punct de vedere culinar? Ok, a fost ok. Cu tot ce e tradițional? Da, absolut, absolut, că așa e românul, da. Să mănânce bine de Paște. Absolut, nu? Absolut, da. Și acum ce faceți să vă reveniți? O luăm ușor, așa, nu mâncăm totodată. Uh-huh. Mai mâncăm și de-astea vegane. După Paște, nu, verdețuri, astea, ciorbi cu verdețul cel mai mult și cât mai subțirel. Dar e bine să mai dăm și jos de pe noi. Da. S-a cam pus de Paște? Da, s-a pus, da. Mișcare faceți? A, zilnic, 10 km fac zilnic. Nutriționiștii recomandă alimentele cu puține calorii, o hidratare corespunzătoare, dar și mișcare moderată, măcar jumătate de oră pe zi.